Because some things are just worth fighting for. Salutări, prieteni, Warbringer aici, mă întorc cu niște replay analysis pentru Sebastian M, sau Seba. Îl știți pe Sebastian, scrie aproape la fiecare cast, își spune părerea și așa mai departe. Și astăzi urmărim 3 replay-uri de ale lui, replay-uri care sunt de fapt, sau constau în meciurile de calificare date de Sebastian. Încă n-am aflat din ce liga a ajuns cu aceste meciuri de calificare. Și trecem rapid să prezentăm oponentul său de astăzi. Este vorba de Kellest, care este un Protoss și Sebastian joacă tot Protoss. Harta, după cum bine v-ați dat seama, sper, este Senaga Caverns. Și o să avem parte de un PvP. Rugămintea lui Seb a fost ceva de genul: cum pot să-mi îmbunătățesc stilul de joc? Păi în primul și în primul rând, ca să-ți îmbunătățești... Man, limba română e grea. Pentru a putea să-ți îmbunătățești stilul de joc, trecând peste aspectul de economie și așa mai departe, care a tot fost pus, e să-ți înveți build-uri. Build-urile pentru Protoss. Și de obicei un Forgate este foarte, foarte popular într-un PvP. Și rămâne de văzut ce o să alegi tu să faci. Momentan nu ți-a luat niciun, gaz. Asta este o primă greșeală. Ai pus gate-ul, dar acum ți-a ieșit gazul. Și momentan nimic ieșit din comun. Pe această cale iarăși transmit tuturor fraților, când vedeți că nu se pun 2 sau 3 zile la rând, aia nu înseamnă că am decedat sau nu ne mai interesează ce se întâmplă cu acest proiect. Pur și simplu se lucrează, într-una, se fac chestii, nu știu, biblia aia, shop-ul ăla. Sunt o căruță de treburi care trebuie rezolvate în cadrul unui proiect care să recunoaștem. Da, noi am pornit cu 30 de oameni pe Facebook, din care 15 erau prietenii noștri. Da, și acum avem 228. Deci e un proiect care nu-și permite să mai rămână cu acel site sau cu acest site care este momentan pe el. Dar toate astea înseamnă muncă. Suntem prea puțini, nu avem o echipă de 30 de oameni care să lucreze fiecare cu task-ul lui, sau echipe de câte 3 oameni, băi, voi trebuie să faceți asta și așa mai departe. Bun, ce avem din partea lui Seb? Avem acest pilon. Și nu sunt de acord deloc cu chestia asta. De obicei pilonul ăla îl faci când pleci și vrei să faci un forgate, și de obicei pilonul ăla se pune undeva în zona asta și așa mai departe, pentru a urca un pic pe rampa, obține viziune și apoi să faci warp. Plus, o să fie lângă acest Naga Tower. Tu poate o să fii împins de un stalker, stalkerul ăla o să iasă Naga Tower-ul și o să-ți vadă pilonul. Deci pur și simplu a investit aiurea resurse acolo. Nu e o poziție foarte bună. Poți să pui, de exemplu, piloane aici, în zona asta sau aici. Oricum, nu aici. Da, asta e o primă greșeală. Și încep să faci research-ul de Cybernetic Core. Că individul ăsta are o căruță de Chronobus, deci automat mă gândesc că o să meargă un Forgate. Mai face el un gate. Poziționează și el un pilon aici, da, deci tare, am impresia că o să se meargă pe un double Forgate, să zic așa. Fiecare jucător va face Forgate și... cine o să aibă micro cel mai bun, ăla o să câștige. Bun. Deci câteodată mă simt atât de aiurea, fac tot felul de predicții la ce o să se întâmple și mă uit la băiatul ăsta, la Kellas, și văd că nici măcar nu și-a început research-ul de Warpgate. Eu nu știu ce să mai zic la faza asta. Pe bune. Nici nu știu ce să mai zic. În fine, dau drum mai departe. Avem și un... You gotta be shitting me. Deci chiar o să încep să fac mișto. Chiar nu vreau să mai fac chestia asta, pentru că trebuie să recunosc un pic, m-am simțit aiurea după ce m-am ascultat, ce am râs pe acolo și mai departe pentru Johnny. Da. Pe cuvântul meu, câteodată nu înțeleg ce se întâmplă cu oamenii ăștia care joacă StarCraft 2. Chiar nu înțeleg, deci
Nu poți să joci așa. Vreau să-mi da de ce. Pentru că o să pierzi, nu știu, o să faci două robo, două gate-uri. Din robo îți trebuie gaz de nebunești. Hai să vedem ce o se întâmple. Are ce? 1, 2 și... Vreau numai să văd dacă i-a descoperit pilul. Da, i-a descoperit... Pa, nu. Pardon. Și fiți atenți că nici nu stă la Selnaga. Nici nu se pune la Selnaga. Haideți ce face Seba. 1, 2, 3 gate-uri. 4, 5. Păi, prietene, domnul Sebastian. Hai să ne înțelegem, o dată pentru totdeauna. Și restul. E adevărat, pentru Proto și pentru Teran, în afară de For, de fapt pentru Teran nu e nimic. O să fie în acea carte. Nu mai are rost să le tot postez pe site, pentru că și Sex a avut dreptate. Poate unii n-au chef să citească atât de mult. Și, da, am hotărât și eu că e mai bine așa. Le strâng frumos, le, cum să zic eu, le traduc și așa mai departe, le țin la mine. Și când o să fie gata o să apară în acea Biblie. Dar Seba, prietene, încearcă să te ocupi de niște build-uri, încearcă să citești niște build-uri, niște deschideri, niște opening-uri, după care în ce tranziționezi. Eu din ce văd aici am impresia că tu nu știi în ce direcție să te îndrepți. Poate că ar fi fost foarte frumos să citești despre acel Trigate Robo. Nu cred că există build din ăsta sau 5 gate-uri. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic la faza asta. La asta nu mai are rost să comentez. Și sunt curios să văd ce scouting ai. Zero scouting. Și iarăși ajungem la partea de scouting. Care am tot spus-o, dacă n-am spus-o... Nu știu. Pe bune, chiar vă place să nu știți ce se întâmplă pe hartă? Chiar vă place să stați așa sereni și ca Badia Ion când duce oile la păscut, stă în bâtă și se uită așa peste munți, dar nu știi ce în spatele lui, nu știi ce vine din pădure, de acolo la noapte și mai departe. Chiar vă place să jucați așa? Și nu mai rost să... Deci asta e Liga Bronze, ce se întâmplă aici. Este un meci de bronz. Nici n-are rost să mai zică că e altceva. Sau poate Silver. Dar... să nu vii tu, băi, omule, Chela ăsta, să nu vii să iei un pixel naga ăsta să vezi ce se întâmplă. Sebastian, să-ți trimiți un zelot, un stalker, ceva pe hartă, să vezi ce se mai întâmplă. Și un observator, că de obicei prin minutul 7, cum să zic eu, ar fi fost frumos să ai deja cel robo. Nici nu mergi Forgate. Da, am dat drumul mai departe la meci. Deci câteodată, nu știu, parcă nu vreți să învățați, mi fraților. Nu vreți să citiți un pic despre ce este vorba în jocul ăsta. Și cum trebuie să citiți pentru fiecare rasă în parte match-up-uri. PvP, PvT, PvZ. Și să vă puneți la punct. Știu că e frustrant, am înțeles că Adilo vrea să se lase de StarCraft 2. Și pentru că respect pe omul ăla foarte, foarte mult, îi spun următoarea, uite, ăsta are observator, bravo lui. Deci îi transmit la Adilo următoarea chestie, băi, din partea mea n-ai decât să te lași, dar așteaptă măcar să apară Biblia și să te pui să citești un pic. Și după aia să joci. Dar nu te lăsa, don't be a quitter. Știu, multă lume nu înțelege cum trebuie juca StarCraft 2, nu știe ce face, când face, de ce face ăla când face, și mai departe, dar aveți răbdare. Nu vă lăsați pentru că nu înțelegeți, aia e scopul la noi, să vă facem să înțelegeți jocul ăsta și cum trebuie jucat. Și ce build-uri sunt momentan folosite și așa mai departe. Dar nu vă dați bătuți. Și mie nu-mi plac quitterii. I'm not a quitter. Dacă eram quitter, închideam proiectul în momentul în care au plecat ăia la ales care făceau cast-uri. Îl închideam, da, deci dureau undeva, închideam tot. Dar nu mai produce nimeni nimic, by the way. Și iarăși, Adilă, don't be a quitter, don't give up. Așteaptă. După ce apare Biblia aia și dacă
Și după ce ai citit și ți-ai făcut temele și ai exersat și așa mai departe, tot vrei să te lași de StarCraft 2? Eu nu mai am ce să fac. Be my guest. Și individul ăsta are niciun pilon, dar nu l-a folosit deloc. Și avem parte de un PvP care e... Nu știu ce e, sincer. Ce-mi place la Seba, că a înțeles conceptul de, băi, când pun presiune mă extind, drept urmare și acest Nexus. Mai face niște piloane, însă, sincer, Seba n-a rost să investești atât de mult în piloanele astea. Unul este suficient și nu în poziția aia, cum să zic eu, poate undeva aici mai ascuns, da? Nu vrei să investești foarte multe minerale în piloane care, dacă ești respins, vor fi distruse, automat aia se prea poate să te ducă pe tine într-un supply block și o treabă frumoasă. Într-un final vedem o mișcare dremnă de niște proto și anume acest warp. Iar Seba, pauză, tată, nu. Nu. Te duci cu toată armata asta, asta e deja tactici, asta e deja strategie. Aici nu mai vorbim de build-uri, nu mai vorbim de opening-uri, aici vorbim deja de strategie și cum gândești în momentul în care se întâmplă asta. Da? Deci în primul și în primul rând, trupe din partea lui sunt 3 zeloți, prietene. 3 zeloți. Tu ai, ce ai? Ai 190, cum zice, resurse, dar o să-ți crească. Păi, fă niște stalker, fă niște zeloți. Fă și tu 2 zeloți și încearcă, oricum n-o să poată să-ți dea jos Nexus-ul ăsta acum. Și în momentul în care vezi că te atacă acolo, compoziția asta de armata ta... Nu cred că e una cu care poți să urci aici sus pe rampă. Există destui de mulți immortali. Dar nu înseamnă că trebuie să pleci de aici. Da? Ține-l contained. Nu îl lăsa să iasă. Și din acest efectiv de trupe pe care l-ai tu, poate 4 stalkeri ar fi fost sau 5 stalkeri ar fi fost mai mult decât suficient. Sentries-urile astea nici vorbă să le iei. Aici trebuiau ținute. Pentru a-i face contained. Nu există massive units gen Archon sau Coloș care să poată să spargă acele force field-uri. Într-adevăr, ar fi putut să existe acel warp prism, dar la ce am văzut aici, nu cred că o să avem parte de chestii în care se încarcă un warp prism immortal, îi pui jos și vii să-l vine să te spargă, da? Deci asta e ideea, ai făcut un fel de over-response la toată treaba asta, ți-ai luat tot bolul ăsta și te-ai dus ca să, pe, cum să zic eu, din poziția asta care a dracu-n praznic până aici, da? Vii cu toate trupele astea. Dacă ai fi avut blink-ul, poate ar fi fost frumos să mergi cu blink și așa mai departe, da? Nu, pe ansamblu, nu pleci cu toate trupele din josul hărții pentru a răspunde la 3 zeloți. Probabil te gândești, băi, dar dacă mai morpează? Păi, haideți să vedem ce știe el. Habar n-avea că ești pe aici, sau pot să-mi dau seama. Dar... cum să zic eu, e o strategie, bine, eu acum pot să vorbesc, că nici nu știu ce e în capul ăsta. Eu gândesc în sensul că, băi, hai să-i fac un pic de hărez ca să plece și poate mă pot extinde și eu. Eu asta aș zice, că se încearcă făcut. Dar, iarăși, poate mă înșel amarnic. Bun, deci pe ansamblu ce trebuie să ții minte este că nu pleci cu tot bolul ăsta de aici pentru a-ți apăra baza de 3 zeloți. Faci și tu warp la niște zeloți și te lupți cu el. Oricum, baza asta n-are voie să cadă de la 3 zeloți, atâta zic. Deci n-are voie și, Doamne ferește, să te prind că dai cancel la ea. Din partea lui Kelas vedem și Robotics Bay-ul, iar... ba nu din partea lui Kelas, din partea lui Seba. Vedem acest Robotics Bay, ceea ce e de super, da? Hai să vedem ce se întâmplă. Foarte curios. Bun, deci toate trupele protosiene pleacă. Și da, faci ce trebuie să faci și faci niște sentries. De ce? Pe bune, nu existau choke point-uri pentru a le putea folosi și pur și simplu o să pierzi 200 gaz aiurea. Micro, Seba, come on, man! Da, micro.
Reg a făcut destule tutoriale cu acea hartă de micro, deci vă sfătuiesc să o jucați, da? Mai ales la Protoss. La Protoss îți trebuie micro, prietene, că ai niște unități care costă o căruță de bani și nu-ți permiți să le pierzi așa iurea. Și... Așa, așa. Toți. Perfect, și ar fi fost foarte frumos să pleci cu acești stalker și pe aici. Niciodată nu știi ce poți să găsești, dar fii activ cu unitățile, nu sta. Exact, distrugi rocile, după aia pleci, faci scouting, tralala. Ce altceva se mai întâmplă? Se întâmplă că o să fie un avantaj, ăsta nu prea are cum să se extindă, o să ai și coloșii. Și vreau să zic că faci Stargate, am zis, what the hell, nu, este Kelas care face acel Stargate. Mulți Immortal, da? Deci, și pauză. M-am uitat la o chestie. Ai un observator. Dacă l-aș găsi, aș fi foarte fericit. E aici observatorul. Deci, automat, mă gândesc că ai văzut compoziția armate astea, totuși. Mă gândesc că ai văzut atât de mulți Immortal. Bun. Presupun că ai văzut, da? Și atunci te întreb frumos... Și trebuie să răspunzi la întrebarea asta, ce unități trebuie să faci, sau ce unități trebuie ar poate în acest moment pentru a distruge acești Immortal? Dar aia trebuie tu să răspunzi. Nu o să zic eu. Te invit să ne scrii în comentarii. Da? Deci în minutul 12.58, Blizzard Time, cu observatorul ăsta presupun că ai găsit unul, cât sunt aici? 6 Immortal, da? Întrebarea mea e ce unități din ce ai tu acum. Ia să ne. Așa. Ar trebui oar poate, da? Care sunt cele mai ok unități pentru Immortal-ii aia? Care, na, sunt mai mulți ca ai tăi și cu stalkerii nu prea ai ce să faci. Bun. Deci te aștept cu răspunsul la întrebarea asta. Și îmi place. Da, ok, faci treabă. Ai spart rocile aici. Le-ai spart? Nu le-ai spart. De ce? Nu știu. Relativ low minerals pentru Seba, supply 93 la 62. Mi-ar fi plăcut foarte mult să vii un pic mai aproape pentru a putea să dai force field-urile alea aproape instantaneu când îl vezi că vrea să iasă. Și vedem și niște void ray-uri, vedem într-un final și un warp prism. Mare atenție! Vedem un warp prism. Ok. Vedem și un warp prism. Ok, aia e o dronă, pardon, o probă. Și mai ar fi frumos să încerci să, dacă vezi că e aici, da? Încearcă să mergi pe altă parte cu observatorul, nu îl ține tot acolo. Și dacă îl pierzi rapid, dai chronobus și îți faci altul, da? Încearcă să fii mai activ cu observatorul ăla, pentru că o să-i vezi aceste void rays, da? Și așteptăm, coloșii ăia, unde-s? Aici. Foarte frumos să-ți iei și acest gol, dar... Ia să vedem câte gate-uri ai, 1, 2, 3, 4, 5, n-ai forjă, aia e prima chestie, n-ai făcut upgrade-uri deloc, hai să vedem ce are băiatul ăsta, nici el n-are. Dar numărul tău de stalker este, cât să zic, 4, 7. 7 stalkeri. Ok, încep tu să faci coloși și așa mai departe, dar încearcă acum să mai investești și în tech-ul ăla, în blink și așa mai departe. Normal că nu știi de void race și în curând ăsta o să se termine mineralele, da? Și va trebui să iasă pe hartă. Face și upgrade de air weapons level 1. Haideți să vedem ce unități sunt în armatele celor doi protosieni. Domnul Sebastian are 12 stalkeri, un colos, un immortal, 11 zeloți. Bun. Două void rays, un stalker, 4 immortal. Așa. Force field. Prindeai atât de multe sentries, prietene. Atât de multe sentries și... După aia, cred că știai ce trebuia să faci. Și avem un warp prism. Deci îmi place de băiatul ăsta. Încearcă să iasă de acolo, dar meciul e cam gata pentru el. Poate ar fi fost foarte frumos, având atât de mulți immortal, să fac un immortal drop. Încă un colos din partea lui, Seba și 3 void ray-uri. Ok. Oricum, și dacă va mai ieși pe hartă acum și... hai, cu stalkerii aici trebuie să...
Twilight Council e o treabă bună. Ai și Forge aici, cer scuze, nu știu dacă le-ai construit după ce am trecut eu sau mi-a scăpat mie. Double Forge, e bine. Poate un pic mai repede ar fi trebuit upgrade-urile alea și fo așa, alea. Sentry-urile astea letale, săracele au cam șuma meciul ăsta. O să încerc să văd ce face cu acele Void Ray-uri. Acolo War Prism, aici Void Ray-urile. Nu mai vorbesc de Chrono. E plin. E plin de Chrono. Nimeni nu minează de aici. Se pare că uitați să transfer probele. Adică niciodată nu vrei să uiți să transfer probele la un Gold Mineral Patch. Sau bază de gold. Stalkerii ăștia frumos puși aici pe flank. Dar ți-a scăpat cel mai esențial lucru. Și acum începe băiatul. Hai să vedem câte probe omoară. Păi da, ea se focusează pe Nexus, ok? Fiecare cum duce capul. Și ce-ți mai face și aici? Na, păi, ce să-ți fac? Nu pe bune acum, dar ce să-ți fac? Ce credeai că o să se întâmple? Ăsta luptă pentru supraviețuirea lui. Și dacă te bate, îți face cancel și la upgrade-uri. Iar o chestie, pun pauză. Iar o chestie super. Poziționare de clădiri și așa mai departe. De obicei chestiile astea care îți fac upgrade-urile și așa mai departe, nu știu, încearcă cumva să le pui undeva mai în înăuntrul bazei, dar nu pe margini pe aici, pentru că ar fi fost un teran, să zicem că venea cu siege tank-uri. Și upgrade-urile alea care și așa durează extraordinar de mult, ți erau snipate cu siege tank-uri. Asta ți-a făcut drop la cu warprism-ul. Și unde ai pus tu alea? Aici pe margine. Deci a fost, cum să zic eu, nu cred că a vrut să le distrugă, trebuia să treacă mai departe și alea îi blocau calea. Că nu cred că se gândea el să-ți distrugă, că dacă îți distruge forjele, îți face cancel la upgrade-urile alea, mă îndoiesc. Și, da, face hărăs, ce altceva să facă. Și în acest moment se pare că Seba va intra pentru, da, într-un final va intra și îl va oblitera pe individ după ce a stat ceva timp. Guardian Shield nu se dă. Probele nu minează. Și altă chestie, da, deci dacă n-ai, deci dacă nu poți să faci multitasking, atunci jocul ăsta nu e pentru tine. Și nu vorbesc de Sebastian, vorbesc de restul. Dacă nu poți să faci multitasking la 100.000 de chestii sau 100.000 de chestii, seama să fim serioși, că faci multitasking la un bol de unități aici, probe, când ai vreo 5 baze, atunci începe să fie mai greu. Și de ce nu te duci peste ei? Nu știu, ești preocupat aici. Bun, și multitasking-ul ăsta vine din exercițiu, jucând. Și acum, da, e câștigat meci, nu mai are rost să ne uităm și să analizăm ce se întâmplă. Deci dacă vrei să fii Weekend Warrior, ok. Good for you, fii Weekend Warrior. Ce înseamnă Weekend Warrior? E din ăla care joacă în weekend. Deci automat, n-ai cum să ai nu știu ce rezultate dacă tu ești Weekend Warrior. Te joci numai în weekend și după aia te superi că te bate și nu te avansează. E normal că n-ar cum să te avanseze, că n-ai antrenament. Deci dacă ești Weekend Warrior, nu te mai plânge că pierzi, că nu știi ce se întâmplă și așa mai departe. Dacă vrei să ai rezultate și să avansezi, trebuie să joci zilnic. Da, automat jucând zilnic, ai și posibilitatea de a-ți perfecționa acel multitasking, macro-ul, micro-ul, control la unități și așa mai departe. Dacă tu te joci doar sâmbătă și duminică, probabil că pe sfârșitul duminicii, pe la 12 noaptea 1, o să-ți iasă și ție așa un blink micro decent. Și după aia luni te duci la lucru, seara vii acasă, mai chef să joci, te apuci iară sâmbătă, ții bătai vreo 20 de meciuri și după aia zici că bă, știi ce, mă, pe StarCraft 2. Deci trebuie să înțelegeți niște chestii, ăsta nu e un joc care îți permite să fii Weekend Warrior. Trebuie juca zilnic. Zilnic, prieteni.
Și nu un meci. Da? Nu un meci. 10, 20 de meciuri. Și atunci, da, o să ajungi și în Masters, să te poți înscrie la concursuri, dar trebuie jucat. Trebuie jucat. Și nu există ceva de genul că, bă, sunt prea prost și nu mă mai joc StarCraft. Nu există așa ceva. Eu nu cred în chestia asta. Eu nu cred în chestiile că, by default, omul e prost și n-are ce să caute într-un joc. Sau în orice domeniu. Nu, e un om care nu știe. Și dacă nu există cineva sau nu există răbdarea necesară pentru a-l învăța pe acel om cum să joace și ce să facă, da, atunci automat o să fie ca un prost. Că, vezi, Doamne, nu știe ce trebuie făcut. Dar l-a învățat cineva, i-a spus, băi, uite, trebuie să citești așa, așa. Nu. Da, deci eu nu cred în chestiile astea. Nu există oameni proști. Există oameni care nu știu. Și oameni cărora nu li se explică sau nu înțeleg ce trebuie să facă. Da, deci mai multe sfaturi așa de, să zic, și de viață, pe ansamblu, cum trebuie privit StarCraft-ul din perspectiva două categorii de jucători, da? Weekend Warrior și ăla care este dedicat. Și cred că este un aspect care merge în orice domeniu. Dacă ești dedicat, nu există să n-ai rezultate. Nu extraordinare. Depinde și aici cât de dedicat ești. Dacă ești Weekend Warrior, te joci de fan. Da, și dacă te joci de fan, ai rost să te enervezi. Nu poți să te aștepți de la un weekend sau jucând doar un weekend să crești în Grandmaster. Nu există așa ceva. Deci dacă ești un jucător de genul ăla, ia-ți adio. Bun. Cred că ți-am dat, Seba, ceva sfaturi. Și, da, ne îndreptăm cu pași, să zic așa, rapizi. Înspre meciurile 2 și 3, să vedem ce surprize ne mai așteaptă în acele meciuri. Ca de obicei, vă invit să vă spuneți părerea și să vă dați cu părerea nu numai asupra, băi, ăsta putea să facă asta și asta și asta altă. Dați-vă cu părerea asupra tipului de jucător care ești. Da, sincer, aș vrea să aflu ce tip de jucător ești. Ești Weekend Warrior sau ești un individ care este dedicat acestui joc și în fiecare zi încearcă să joace cât poate. Da, fie cu un meci, fie că două, fie că cinci, fie că zece. Bun, prieten, cam atât din partea mea, din cadrul acestui prim meci trimis de către Sebastian M. Până la următoarele, Warbringer vă salută, toate cele bune, ciao, ciao!